normal ar trebui să fie declarat sat sinistrat. Suntem un sat fără apă potabilă. Cum vi se pare că nu aveți nici apă potabilă? Ce să vă zic? Noroc că este bere ciuca și apă plată. De ce spuneți că sunteți sat sinistrat? Pentru că nu avem apă potabilă. Nu sunt foraje. Apa aia noastră cu ozon, ce a fost glorificată în urmă cu 2-3 ani, nu mai există. E mizerabilă. Chiar v-aș invita într-o dimineață pe la vreo 8, 7 jumate, 8, să vedeți ce se întâmplă cu apa când dai drumul la robinet, cât e de colorată. Parcă a fi cafea cu lapte, să nu zicem cafea. Deși suntem în anul 2024, cetățenii comunei Ghilad nu au apă potabilă de mai bine de un an și jumătate. Aceștia își cumpără apă plată din comerț pentru a putea bea și pentru a putea face mâncare. Celebra apă din comuna Ghilad, tratată cu ozon, numită cu atâta mândrie elixirul tinereții, nu mai este potabilă de mai bine de un an, spun locuitorii. Asta după ce în această localitate s-a investit peste 1 milion de euro într-o stație de tratare. Adică apa potabilă, ce se întâmplă cu elixirul tinereții din Ghilad? Nu mai avem. Din păcate, soțul meu a fost cu apa și a murit acum 1 an și 7 luni. Și nu pot să zic că poate cred că spărtinitoare, dar cât el a trăit, noi am avut apă. A iubit stația aia, i-am și zis, s-o căsătorit cu ea, a îngrijit-o. Și după, acum ne face alta, probabil pe alți bani, mă gândesc, că nu face pe aceiași bani, nu? În loc să o fi păstrat, eu așa văd, când faci un lucru, îl faci pentru ho-ho, dar na. Cetățenii se plâng că apa are o culoare închisă și astfel au ajuns să își cumpere apă plată de la magazin din bani proprii. Nu se poate bea. Nu-i bună și așa am luat de anul trecut, așa ne chinuim. Apă potabilă să ne cumpărăm. Mi se pare normal să dați bani pe apă când ați putea să luați de la robinet? Ei, mie nu mi se pare. Că de plătit trebuie să plătim. Ca și gunoiul și la gunoi ne-au luat, acum plătim o groază de bani care nu mi se pare corect. De cât timp nu puteți să beți apă de la robinet, să faceți mâncare cu apa de la robinet? Păi aproape un an, și ceva, cam așa. Dar aici aveați apa cu elixirul tinereții. Ce s-a întâmplat cu tinereția și cu elixirul și nu cu apa? Nu știm nimic. Domnul primar actual, el trebuie să ăsta cu cei de la Aquatim, ei răspund, nu noi. Deși problema datează de mult, unii spun că nu i-a anunțat nimeni și că ei au continuat să bea apă fără să știe că elixirul tinereții a devenit între timp nepotabil. Ți-a apă de la robinet? Da. Și nu știți că nu mai este potabilă în comună? Până acum văd că e bună. Nu v-a anunțat nimeni că nu mai aveți apă potabilă în comună? Nu. Am fost la primăria comunei Ghilad pentru a-l întreba pe primarul localității, Cornel Guran, ce se întâmplă cu apa și cât timp vor mai trebui locuitorii comunei pe care o cârmuiește să cumpere și să care apa de la magazin. Din păcate însă nu l-am găsit la primărie, nu ne-a răspuns la telefon și nimeni nu știa exact unde se află. Nu am putut lua legătura cu primarul comunei Ghilad nici până la momentul redactării acestui material.